Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la retrospectiva știrilor acestei săptămâni. Orchestra de Cameră Unirea susține luni, 30 noiembrie, cu începere de la ora 19, cel de-al doilea eveniment al stagiunii de concerte 2015-2016. Concertul este dedicat Zilei Naționale a României. Vrâncenii sunt invitați pe 30 noiembrie la un concert simfonic susținut de Orchestra de Cameră Unirea a Ateneului Popular Maior Gheorghe Pastia din Focșani. Este vorba de cel de-al doilea eveniment al stagiunii de concerte 2015-2016. Stagiunea Orchestrei de Cameră Unirea se reia, iată, pe 30 noiembrie, chiar de Sfântul Andrei, ocrotitorul românilor. Este al doilea concert al stagiunii 2015-2016. De această dată, un concert cu o formulă mai mică, față de deschiderea care a avut loc în 12 octombrie. Așadar, 24 de muzicieni vor fi prezenți la sala Ateneului pentru a prezenta acest eveniment, concertul simfonic dedicat și de această dată Zilei Naționale a României. Vor fi interpretate bucăți muzicale ale unor mari compozitori. Un concert pe care noi îl dorim atractiv și pe gustul publicului. Vor fi interpretate lucrări de lui Spohr, uvertura la opera Gesonda, apoi tot în partea întâi a concertului Sinfonia La Major numărul 21 de Mozart. În partea a doua, o lucrare românească, Alfred Alexandrescu, o suită pentru orchestra de coarde Amurg de Toamnă, o bine cunoscută lucrare a compozitorului român, după care Vals Trist de Jean Sibelius și în încheiere Sinfonia numărul 75 de Joseph Haydn. Ca de obicei, conducerea muzicală aparține lui Vincent Grüger. Biletele s-au pus deja în vânzare. Prețul unui bilet este de 30 de lei, dar sunt disponibile și abonamente la preț avantajos. De asemenea, elevii și pensionarii beneficiază de reduceri. Următorul eveniment va avea loc pe 20 decembrie, când Orchestra Unirea va susține concertul tradițional de Crăciun. Elevii Colegiului Valeriu de Cota din Focșani au câștigat premiul întâi la un concurs de gastronomie desfășurat la un colegiu din Brăila la sfârșitul lunii octombrie. Elevii vrânceni au impresionat juriul cu preparate tradiționale după rețete vechi ale gospodinelor din Vrancea. Două eleve de la Colegiul Tehnic Valeriu de Cota din Focșani au luat premiul întâi la concursul Itinerarii Populare, care s-a desfășurat la Brăila la sfârșitul lunii octombrie. Andreea Dobrin și Loredana Cosma sunt eleve în clasa a 12-a și au prezentat în cadrul concursului preparate tradiționale din zona de munte a județului Vrancea. Sigur că au fost susținute și ajutate de profesorii din cadrul unității de învățământ pe care au reprezentat-o cu succes. Anul acesta am participat împreună cu elevele de la clasa 12-a de Dobrin Andreea și Loredana Cosma la secțiunea de tradiții culinare. Am ținut cont de faptul că profilul la care sunt înscrise la acest liceu este industria alimentară și perspectiva unei abordări interdisciplinare mi s-a părut foarte profitabilă. Am obținut locul întâi cu niște preparate culinare, zic eu, păstrătoare, autentice de tradiții gastronomice vrâncene, realizate în colaborare cu Catedra de Industrie Alimentară aici prezentă și cu, evident, cu elevele liceului nostru. Chiar putem spicui câteva elemente din meniul tradițional. Am avut păstră vâncetină de brad de la Lepșa, cașcavalul de soveja în care este imprimat păpușa de caș scurtată în lemn de tei, de obicei. De asemenea, am avut turta ciobanului, dacă nu mă așa zic corect, da? Așa. Poale în brâu vrâncenești. Puișor din aluat. Puișor din aluat. Colacul cu o semnificație perenă, care desemnează veșnicia în orice context. Eu de mic am început să stau prin bucătărie cu mama, să o ajut la treburile gospodărești și cu timpul am învățat să gătesc. Să... De unde ești? Din Oreav, comuna Gugești, sat Oreav. Și ai prezentat produse de la Soveja. Da. Cum a fost? Foarte bine și frumos în același timp. Consider că o femeie trebuie să știe lucrurile astea esențiale. Nu neapărat hârtii, nu știu ce, și mâncarea
Primera ar trebui... Prepararea acestor produse. Cum a fost? Prepararea s-a ocupat și doamnele, ne-au ajutat puțin. Nu este greu. Dacă vrei, întotdeauna nimic nu se pare greu. Cadrele didactice vor să le insufle tuturor elevilor din cadrul liceului dragostea pentru ceea ce înseamnă tradițional, autentic și de calitate, exact așa cum au fost și rețetele și preparatele prezentate în cadrul concursului. Ce încercăm prin activitățile astea, în practic să-i sensibilizăm pe copii, să nu le mai fie ca o oarecare reticență, da, față de ce înseamnă tradițional. Ei vin de la țară. Și se consideră de multe ori inferior celor copiilor care au avut ocazie să stea la oraș și să învețe la o școală în oraș. Și încercăm să le deschidem ochii că, de fapt, ei vin cu niște lucruri foarte valoroase. Și, practic, asta e, cum se spune, rădăcina noastră și încercăm în felul ăsta să le deschidem ochii că ceea ce au ei este mult mai de preț, ca să zic așa. Cei de la oraș de multe ori sunt dezrădăcinați și de tradiții și de obiceiul acela sănătos, de bunul simț sănătos care l-au primit în familie. Atunci când m-am documentat pentru a găsi niște produse tradiționale, mi-a fost destul de greu să găsesc niște rețete autentice. Am încercat și prin elevii, atât cei de la industria alimentară, noi având mai nou și începând de anul acesta o clasă pe alimentație publică, să adun rețete cât de cât autentice și să le pun și în aplicare cu elevii, eu fiind profesor de instruire practică. Ingredientele pe care le-am folosit, am încercat să fie cât mai autentice, deci nu cumpărate din supermarket, ci direct de la țăran sau chiar aduse de acasă, eu fiind consumatoare de produse de la țara mea, ca să zic cum zice fiii mea, de la țara mea. Și am încercat să respectăm în tocmai acele rețete vechi pe care le-am, unele trebuie să recunosc că le-am găsit la bibliotecă. Este un concurs inter regional și după aceea internațional. Este un concurs la care am mai participat noi ca și școală și anul trecut și acum 2 ani. Deci avem deja o tradiție în participarea la acest concurs, astfel încât să putem reprezenta școala și în alte județe și în alte momente cu succes, așa cum ne dorim noi să promovăm și imaginea școlii. În anii trecuți ați obținut rezultate la fel de bune? Mi-aduc aminte că am obținut rezultate la fel de bune și anul trecut la acest concurs cu un grup de elevi de la clasa 12. La acest concurs au participat un număr foarte mare de elevi de la licee din Cluj, Câmpul Lung, Moldovenesc, Galați, Brăila și Vrancea. Seceta și grindina au cauzat pagube agricultorilor vrânceni în anul 2015. Producțiile fermierilor au fost chiar și la jumătate față de anii anteriori. La nivelul Comisiei Europene a fost aprobată schema de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă în perioada aprilie-septembrie 2015. Agricultorii vrânceni au suferit pagube importante din cauza secetei și a grindinei din vara acestui an. Producția a fost mică, chiar și la jumătate din producția anilor anteriori. Dacă seceta a distrus cultura mare, grindina a adus pagube viticultorilor. După cum știm, anul 2015 a fost un an dificil, având fenomene naturale deosebite, seceta și grindina. Și datorită acestor fenomene și producțiile au fost influențate și aici aș vrea să precizez că din datele operative pe care le-am preluat, întrucât producțiile se stabilesc după ce o să centralizăm situațiile statistice primite de la localități, avem la Corum, înregistrăm o producție de 1.800 de kg la hectar față de media normală, față de producția normală de 5.000 kg, la grâu 2.900 față de o producție normală de 3.700, la floarea soarelui 1.800 față de 2.800. Aceste fenomene naturale au influențat în special cultura de porumb și floarea soarelui. Anul acesta fermierii vrânceni au cultivat în mare parte porumb, grâu, floarea soarelui și rapiță. În anul agricol 2014-2015, suprafața de 148.729 teren arabil a fost cultivată cu următoarele culturi. Porumb de 56.700, scurt 27.300, plante de lutreț 24.139, floarea soarelui 11.000 de hectare, rapiță 5.030,
și cea mai mică suprafață a fost de plante insectale și aici mă refer la sor și la rată, la rețetă 9 de vreo. În anul agricol 2015-2016, când mă refer la campania de toamnă, au fost cultivate 44.500 de hectare, din care grâu 2 pe 28.700, rapiță pe 7.400 și orzaică pe 2.100, 3.200 orz și triticale pe 3.100. În ședința de colegiu prefectural care a avut loc ieri, prefectul județului Vrancea a anunțat faptul că fermierii care au suferit pagube din cauza fenomenelor meteorologice din 2015 vor fi despăgubiți. S-a aprobat schema de ajutor de stat pentru combaterea efectului secetei din România de către Comisia Europeană, ceea ce înseamnă că urmează să vină banii de la Comisie și după aceea... OUG 45/2015 este... implementată de astea. De acolo, dar a fost aprobată și de comisie și înțeleg că din 17 membri astăzi s-a dat comunicat oficial, ceea ce înseamnă că nu va mai dura foarte mult până să ajungă și banii efectiv în posesia celor care au suferit. Pentru a primi acești bani, fermierii trebuie să dețină proces verbal de constatare și evaluare a pagubelor, încheiat în perioada 1 aprilie-20 octombrie 2015. Luna aceasta au intrat în vigoare noi reglementări în privința activităților cu caracter ocazional efectuate de către zilieri. S-au modificat domeniile în care zilierii pot presta muncă necalificată, acum acestea fiind mai multe la număr. Noutățile prevăzute de legea 254 din 2015 au intrat în vigoare începând cu 6 noiembrie. Mai exact, zilierii vor putea fi folosiți în mai multe domenii de activitate ca până în prezent. Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în clasificația activităților din economia națională. Agricultură, vânătoare și servicii anexe, silvicultură, cu excepția exploatărilor forestiere, pescuit și acvacultură, colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase, recuperarea materialelor, comerț cu ridicat al produselor agricole brute și al animalelor vii, activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor, publicitate, activități de interpretare artistică, activități de cercetare, dezvoltare în biotehnologie și în științe naturale și inginerie, activități de cercetare, dezvoltare în științe sociale și umaniste, activități de întreținere peisagistică, creșterea materialului săditor, activități ale grădinilor zoologice, botanice și rezervații naturale, creșterea și reproducția animalelor semidomestice și ale altor animale, hoteluri și alte facilități de cazare, facilități de cazare pentru vacanțe pe perioadă scurtă, activități ale bazelor și cluburilor sportive și activități de alimentație, catering pentru evenimente. În același timp există și schimbări în privința situațiilor în care instituțiile publice pot să apeleze la zilieri. Este vorba despre instituțiile publice autorizate să facă cercetări arheologice sau de către oficiile județene pedagogice și agrochimice. Un alt element de noutate se referă la remunerație. Trecem la remunerația brută. Aceasta nu poate fi mai mică decât valoarea pe ora a salariului de bază minim brut pe țară, garantat în plată, și se acordă la sfârșitul fiecărei zile de lucru, la sfârșitul săptămânii sau la sfârșitul perioadei de desfășurare a activității, prin acordul scris al celor două părți. Durata zilnică de executare a activității unui zilier nu poate depăși 12 ore. Precizez că zilierul minor, care are capacitate de muncă, va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe săptămână. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi închisă ca aspect, cerul va fi acoperit și sunt șanse de ploaie. Vântul va sufla în general moderat. Temperaturile minime se vor încadra între minus 2 și 0 grade Celsius, iar cele maxime între 5 și 7 grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Să aveți parte de un sfârșit de săptămână cât mai frumos. La revedere!